16 august. Omenirea aducerii Sfintei Mahrame, icoana cea nefăcută de mână a Domnului nostru Iisus Hristos. În vremea când Domnul nostru, Hristos, ieșise la predicarea veștii cele bune a împărăției lui Dumnezeu și vindeca toată boala și toată neputința din popor, locuia în cetatea Edesei, la malul râului Eufrat, un rege pe nume Avgar, al cărui trup era acoperit cu totul de lepră. De cum ajunsese până la Avgar vestea despre Hristos, că este vindecător al tuturor bolilor și durerilor oamenilor, el a trimis în Palestina un artist pictor, pe nume Anania, împreună cu o scrisoare adresată lui Hristos, în care îl ruga cu plecăciune să vină la Edesa și să-l vindece de cumplita boala leprei. Dar gândindu-se că poate Domnul Hristos nu va putea veni totuși la el, regele îi trimitea și pe Anania, pictorul care avea menirea să facă portretul Mântuitorului și să-l aducă la Edesa, căci el credea că și numai privind la portretul Mântuitorului se va vindeca de boală. Mântuitorul i-a zis lui Anania că nu poate veni, deoarece s-a apropiat timpul patimii lui. Zicând aceasta, el și-a spălat fața cu apă, apoi a cerut un ștergar în 4 colțuri cu care s-a șters și chipul lui cel dumnezeiesc a rămas întipărit pe el. Domnul i-a dat pânza lui Anania zicându-i că Avgar se va însănătoși, dar nu desăvârșit, ci va mai rămâne un rest de boală de care va scăpa numai atunci când la Edesa va ajunge un trimis al lui și îl va învăța pe el toate. Primind ștergarul cu chipul Mântuitorului, Avgar l-a sărutat și s-a curățat cu tot trupul de lepră, în afară de un mic loc care i-a mai rămas pe față. Mai târziu, la regele Avgar, în Edesa a ajuns Sfântul Apostol Tadeu, care a predicat acolo Evanghelia și în taină l-a vindecat pe Avgar de săvârșit și l-a botezat. Regele Avgar atunci a distrus toți idolii și toate capiștile idolești din porțile Edesei. El a pus Sfânta Maramă pe o scândură prețioasă de lemn, a rămat-o într-o margine de aur pe care a împodobit-o cu mărgăritare și a așezat-o sus, în poarta mare a cetății Edesa. Direct pe materia porții, sub icoană, regele Avgar a pus să se sape următoarele cuvinte: O Hristoase Dumnezeule, nimeni nu este rușinat care crede în tine. Dar peste generații, unul din strănepoții lui Avgar s-a întors la necurata idolatrie și atunci episcopul Edesei a venit noaptea și a zidit cu totul Sfânta Maramă în frontonul porții cetății. Au trecut mai multe veacuri și în timpul împăratului Justinian, regele persan Hosroe a asediat Edesa, iar cetatea s-a aflat în strâmtorare mare. S-a întâmplat atunci că episcopul cetății Evlavie a avut o vedenie cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care i-a descoperit taina Sfintei Marame zidite în poarta cetății. Episcopul a mers și a descoperit-o și cu puterea ei cetatea Edesei a biruit puterea persană. Pomenirea Sfântului Mucenic Diomid. Sfântul Diomid a fost medic provenind dintr-o familie aristocratică din Tarsus. Vindecând poporul, Sfântul Diomid îi învăța astfel credința creștină. Împăratul Diocletian a poruncit decapitarea lui, care a avut loc la Nicea în anul 298. Cei care i-au tăiat capul și luându-l l-au dus împăratului, au orbit, dar apoi, ducându-l înapoi, punându-l lângă trup și rugându-se, și-au recăpătat vederea. Pomenirea Sfântului Preacuvios Ioachim din Osogovsk. Sfântul Ioachim a dus viața tuturor nevoințelor a doua jumătate a veacului al XI-lea, la muntele Osogovsk, într-o peșteră ce se afla în apropierea unui loc numit Sarandopor. Mai târziu, pe acest loc, un alt ascet, Teodor de la Pășunea Oilor, căruia i-a păruse în vis Sfântul Ioachim, a zidit o sfântă biserică. De-a lungul veacurilor, multe minuni s-au lucrat la moaștele Sfântului Ioachim, aflate în acest loc, și se mai lucrează și astăzi. Pomenirea Sfântului Mucenic Stamatie. Sfântul Stamatie a fost țăran născut în satul Voios, din Tesalia. Când în partea locului a venit un agă ticălos care a început să strângă birurile țăranilor cu multă
sălbăticie și multe fără de legi, țăranul Stamatie împreună cu alți bărbați au pornit-o către Constantinopol să se plângă marelui vizir. Prin criticile tăioase pe care Sfântul Stamatie le-a adus cu dreptate împotriva ticălosului Agă, el i-a ofensat pe cei din anturajul vizirului, ceea ce a dus la arestarea lui. Mai întâi ei au încercat să-l facă să treacă la islam cu ademeniri și cu lingușiri, promițându-i bogăție, cinste și onoruri. El însă le-a strigat în față: Hristos este cinstea, bogăția și onoarea mea. Turcii l-au torturat bestial, iar la urmă i-au tăiat capul înaintea porților Bisericii Sfintei Sofia. Așa s-a încununat cu cununa veșnicei slave acest viteaz oștean al lui Hristos la anul 1680. Cugetare. Biserica ortodoxă nu se compară cu nici o denominațiune creștină, deoarece ea are toată bogăția neștirpită a unei sfinte tradiții neîntrerupte. Protestanții nu vor să audă decât de Biblie. Biblia însă nu poate fi interpretată în afara sfintei tradiții. Sfântul Apostol Pavel însuși poruncește: Deci, dar fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 2 Tesaloniceni 2:15. Nu încape nicio îndoială că realitatea icoanei comandate de regele Afgar se înscrie în tradiția apostolică, chiar dacă în epistolele lor păstrate în canonul biblic, Sfinții Apostoli nu o menționează. Sfântul Apostol Tadeu, de exemplu, nu a lăsat nicio scriere. Potrivit concepției protestante, aceasta ar însemna că, prin urmare, el nici nu a predicat Sfânta Evanghelie credincioșilor. Și atunci cum de mai este el socotit apostol al lui Hristos? Sfântul Ioan Damaschin însă citează limpede icoana regelui Afgar în apărarea sa pentru cinstirea sfintelor icoane. Cât de simplă, de adâncă și de mișcătoare este scrisoarea adresată de regele Afgar Mântuitorului Hristos. El mai întâi îi spune că a auzit de minunile lui, prin care vindecă toate neputințele și învie morții. Apoi îl roagă cu plecăciune să vină până la Edesa și să-l vindece și pe el. Apoi încheie astfel: Mai aud că iudeii te urăsc și umblă să-ți facă rău și să te omoare, ci află că eu aici am o cetate care, deși mică, e frumoasă și clădită într-un loc răsfățat și plină este ea de toate bunătățile, ne duc în lipsă de nimic. Deci vino aici și trăiește alături de mine, căci îndestulată este ea pentru noi amândoi. Iată ce inimă are față de Domnul un rege păgân, pe când regii Ierusalimului găteau moarte stăpânului, iubitorului de oameni. Luarea minte. Să luăm aminte la minunatul ajutor pe care l-a dat Dumnezeu lui Ionatan, fiul lui Saul. 1 Regi 13:14. La cum filistenii s-au ridicat împotriva iudeilor și era oștirea lor multă, ca nisipul de pe malul mării. 1 Regi 13:5. La cum Ionatan, împreună cu tânărul lui purtător de arme, i-a atacat pe filisteni, punându-și nădejdea în Domnul. Și așa asemăna moarte, panică și derută în tabăra filistenilor, care la urmă au fost biruiți. La cum și noi, creștinii cei de astăzi, trebuie să cunoaștem adevărul cuvintelor rosite de Ionatan: Pentru Domnul nu e greu să izbăvească și prin puțini și prin mulți. 1 Regi 14:6. Predică despre lăstarul dumnezeesc al rădăcinii lui Iesei. O mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcina lui va da. Isaia 11:1. Având de asemenea prorocii limpezi despre Hristos Domnul, cum oare de nu au crezut iudeii că El este Mesia? Ei nu au putut să creadă pentru că erau cuprinși de o mândrie satanică și de mentă, iar acea mândrie de mentă îi făcuse și ucigași ai sfinților și drepților din Israel. Căci cine este mlădița ieșită din tulpina lui Iesei, dacă nu chiar Hristos Domnul? Iesei a fost tatăl regelui David, iar Mesia era așteptat să iasă din casa lui David. Domnul Hristos a ieșit din casa lui David și din Betleem, cetatea lui David. Mlădița ce va ieși din tulpina lui Iesei se referă deci la descendența după trupa Domnului nostru Iisus Hristos prin Fecioara Maria, care era descendenta spiței lui Iesei și regelui David, iar lăstarul ce dă din rădăcinile lui Iesei semnifică descoperirea acelei dreptăți a lui, care fusese călcată în picioare de mulți dintre regii casei lui David.
căci dreptatea călcată în picioare este ca o cioată uscată de copac, și uneori din cioatele uscate, călcate în picioare și desprețuite, răsare câte o mlădiță de mirare. Domnul Iisus Hristos este o astfel de mlădiță, un astfel de răstar, care a lăstărit cu de la sine putere. Prin maica lui, el este din casa lui David. Prin dreptatea lui, el este iarăși din casa lui David. Iar prin nașterea lui cea minunată și fără de sămânță, el este de la Duhul Sfânt. În veșnicie, el este de la Tatăl, născut fără mamă, iar în timp, el este fiul Maicii care a născut fără bărbat. În veșnicie, umanitatea lui a rămas ascunsă sub dumnezeirea lui, iar în timp dumnezeirea lui a rămas ascunsă sub omenitatea lui. În zadar a privit Pilat la această mlădiță a tulpinii lui Iesei și a strigat, iată omul, Ioan 19:5. A fost ca și când cineva ar depista, iată firul. Acel om nu recunoaște și curentul electric care străbate firul, precum Pilat nu l-a recunoscut pe Dumnezeu în omul pe care l-a arătat. O Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Cela ce ești Dumnezeu și om și iubitor de oameni, ajută-ne nouă să Te iubim în veci, pretine Dumnezeul nostru, și mântuiește sufletele noastre, căci numai Ție se cuvine pur toată slava, cinstea și închinăciunea. Amin.